Bună ziua! Astăzi vom avea lecție de biologie la tema aparatul locomotor, țesutul osos. Mă numesc Oșco Dandeana, doctor în biologie, profesor grad didactic superior. Astăzi vom studia organele care fac parte din aparatul locomotor și rolul acestuia. Vom stabili rolul oaselor în organismul omului. Vom analiza structurile țesutului osos spongios și compact în corelație cu funcțiile îndeplinite. Aparatul locomotor reprezintă totalitatea organelor implicate în deplasarea diverselor segmente ale corpului în spațiu. Este alcătuit dintr-o componentă pasivă, sistemul osos împreună cu articulațiile, și o componentă activă, care realizează mișcarea propriu-zisă, sistemul muscular. Aparatul locomotor include oase, mușchi, articulații. Oasele sunt organe dure și rezistente cu rol în susținerea organelor corpului și în formarea pârghiilor necesare aplicării diferitor forțe în vederea mișcării. Mușchii sunt organe capabile de mișcare, având posibilitatea de a-și scurta dimensiunile, efectuând lucru mecanic. Mușchiul este un organ alcătuit din țesut muscular. Scheletul constituie un fel de schelă de susținere care dă formă generală și proporții corpului omenesc. Scheletul uman conține 206 oase. Elementele scheletului contribuie esențial la menținerea posturii organismului. Încă un element al aparatului locomotor sunt mușchii striați scheletici, care acționează asupra oaselor și articulațiilor ca asupra unor pârghii, constituind partea activă a aparatului locomotor, cum vedeți în imagine. Și al treilea component al aparatului locomotor sunt legăturile dintre oase sau articulațiile. Sunt structuri de îmbinare de diferite feluri și forme care asigură oaselor mobilitate reciprocă, adică posibilitatea deplasării unora în raport cu altele. Care sunt funcțiile osului? Osul este un organ dur, elastic și rezistent. Funcțiile sunt următoarele: susținerea mușchilor și ligamentelor, protecția a creierului, mădvii, spinării, viscerelor sau organelor interne. Conține țesutul hematopoietic, mădva roșie. Asigură homeostazia ionilor minerali, conținând 99% din totalul de calciu, 85% din totalul de fosfor, 66% din totalul de magneziu și 60% din totalul de sodiu din organism. Participă la locomoție, formând pârghii scheletomusculare. Oasele sunt alcătuite din țesutul osos, care face parte din țesuturi conjunctive. Țesutul osos include celule osoase și substanța intracelulară matrice. Celulele osoase sunt de trei tipuri: tinere, numite osteoblaste, mature, osteocite, și distrugătoare de os, osteoclaste. Iar substanța intracelulară sau matrice include substanță organică, care este numită oseină și constituie 34%, și substanța minerală, 66%. Osteoblastele sunt celulele tinere, active metabolic, apar în procesele de reparare și regenerare. Osteocitele se localizează în lacune, sunt mai puține și în caz de necesitate se transformă în osteoblaste. Osteoclastele distrug osul și cartilajul, participă la resorpția osului. În imagine observăm tipurile de celule care constituie țesutul osos.
Astfel, prima celulă este osteoblast progenitor, din care se dezvoltă osteoblastul, celula tânără, urmează osteocitul, celula matură, și osteoclastul, care are rolul de a distruge osul. Substanța fundamentală, matrice, este alcătuită din lamele osoase, dimensiunile acestora sunt de 5-10 microni, care sunt elaborate de osteoblaste, care apoi sunt înglobate sub forma de osteocite. Conțin substanțe intracelulare minerale. În imagine vedeți albe lamelele osoase, iar de culoare neagră este substanța intracelulară minerală. Interesant! Cantitatea de substanțe minerale din țesutul osos sau densitatea minerală osoasă variază și este redusă la femei comparativ cu bărbații. Densitatea minerală osoasă atinge valoarea maximă în jurul vârstei de 25 de ani și este menținută la acest nivel timp de aproximativ 10 ani. După 35 de ani, osul pierde în mod continuu circa 0,3-0,5% din substanțe minerale anual. Acest proces este normal și natural. În imagine alăturată, observați scheletul unei femei în diferite etape de dezvoltare ontogenetică, la 40 de ani, 60 și 70. Observați cum se deformează scheletul, iar în partea de jos a imaginii observați densitatea minerală a osului, la 40 de ani este normală și treptat se produce pierderea țesutului osos, la 60 de ani observăm osteopenie, ceea ce arată micșorarea țesutului osos ca cantitate, și ultima imagine este osteoporoză, deci deja este un proces patologic de distrugere a țesutului osos. În funcție de modul de dispunere a lamelelor osoase, țesutul osos este de două tipuri, țesut compact și spongios. În imagine vedem secțiune prin os. Vedem un os tubular, care are două capete, epifiza proximală și distală. Epifizele conțin țesut spongios. Iar diafiza corpul osului conține țesut compact, care este situat la suprafața osului, pe când în interior se conține o cavitate umplută cu mădvă osoasă galbenă. Care este structura țesutului spongios? El este format din lame osoase, numite trabecule, pe care le vedem în imagine. Aceste lame osoase delimitează niște cavități numite alveole, care sunt umplute cu mădvă osoasă roșie, care are rolul de organ hematopoietic, cum am menționat anterior. Țesutul spongios este situat în epifizele oaselor lungi și partea centrală a oaselor scurte și plate. Țesutul compact formează peretele diafizei oaselor lungi și lamele superficiale ale oaselor scurte și late. Unitatea morfologică și funcțională a țesutului compact este osteonul sau sistemul haversian. În imagine observăm osteonul. Osteonul este alcătuit din canale Havers, vedem în interior un canal în care se află vasele sanguine. În jurul acestor canale se dispun 5-30 de lamele concentrice osoase, între care se găsesc osteoblastele cu osteocitele. Țesutul compact alcătuiește aproximativ 80% din țesutul osos uman. Oasele tinere cresc în grosime și lungime. Creșterea osului în grosime se produce pe contul periostului. Periostul este țesut fibros care învelește osul la suprafață. Îl observăm în imagine. Periostul este agentul activ în formarea continuă a noii materii osoase, în special stratul intern,
care se numește osteogen. Creșterea în lungime a oaselor se produce pe contul metafizelor. Metafizele reprezintă țesutul cartilaginos situat între diafiză și epifiză și observăm metafizele în oasele lungi. În prima imagine observăm apariția cartilajului de joncțiune și formarea cartilajului nou. În a doua imagine apare zona de creștere a cartilajului și în a treia observați că cartilajul se transformă în os. Astfel, pe contul cartilajului de creștere, osul crește în lungime. Remodelarea osoasă este o înlocuire permanentă a osului vechi, degradat, cu un os nou. În fiecare 10 ani are loc regenerarea completă a țesutului osos de la nivelul întregului schelet. Remodelarea osoasă constă în resorpție osoasă sub efectul osteoclastelor, formarea de os nou sub efectul osteoblastelor. Ambele procese sunt coordonate funcțional de către osteocite. Exemplu de remodelare îl vedem în cazul vindecării fracturilor. În imagine observați etapele vindecării fracturilor. În prima, formarea de hematom în locul fracturii. În a doua, formarea de calus fibrocartilaginos. A treia, formarea de calus osos. Și a patra, se restabilesc și vasele sanguine, astfel a avut loc remodelarea osului. Știai că osul este cea mai rezistentă structură din organism, fiind mai rezistentă decât oțelul? Dacă scheletul uman ar fi fost alcătuit din oțel, masa acestuia ar fi atins 240 de kg. Cel mai lung os din corpul uman este femurul. Constituie o pătrime din lungimea corpului uman și poate suporta presiunea până la 1500 de kg. Femurul crește și în grosime, în special atunci când omul adaugă în greutate. Astfel, femurul nu se mai deformează și nu se fracturează. Știai că cele mai mici oase din corpul uman sunt oscioarele auditive situate în urechea medie, ciocănașul, îl vezi în imagine, micovala și scărița. Fiecare are masa circa 0,02 grame. Aceste oase sunt unicale, fiindcă nu cresc. O coastă în plus este o anomalie destul de frecventă. Un om din 20 are o pereche de coaste în plus. De regulă, această pereche de coaste în plus crește din regiunea cervicală a coloanei vertebrale. La bărbați această anomalie se întâlnește de 3 ori mai frecvent decât la femei. Îți mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim la lecția următoare.